Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Iubiți frați, în această binecuvântare a apei, ne le readucem în minte pe Hristos, apa vie și sacramentul botezului, în care am fost renăscuți din apă și din Duh Sfânt. Așadar, ori de câte ori vom fi stropiți cu această apă, sau ne vom face semnul crucii, fie intrând în biserică, fie stând acasă, vom aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru darul Lui de nespus și vom cere ajutorul Său ca să păstrăm viața noastră în viața noastră sacramentul pe care, prin care le-am dobândit credința. Dumnezeule, prin semnele văzute ale Sfintelor Taine, împlinești cu putere nevăzută minunea mântuirii oamenilor. De-a lungul timpurilor, în diferite feluri, Tu ai pregătit apa ca să fie semnul vizibil al Sfântului Botez. Încă de la începutul lumii, Duhul Tău plutea peste ape, dându-le sămânța puterii de sfințire. Și potopul a fost o imagine a botezului. Acum și ca și atunci, apa simbolizează sfârșitul păcatului și începutul unei vieți noi. Atunci când ai eliberat pe fiul lui Abraham din robie, făcându-i să treacă nevătămați prin Marea Roșie, ai simbolizat în ei pe poporul celor mântuiți prin Sfântul Botez. Iar la împlinirea timpului, Fiul Tău născut, Domnul nostru Iisus Hristos, a fost botezat în apa Iordanului și uns cu Duhul Sfânt. Răstignit pe cruce, El a lăsat să iasă din coasta sa sânge și apă, iar după învierea a poruncit apostolilor Săi zicând, mergeți și predicați Evanghelia la toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și acum, Părinte Sfânt, privește cu iubire asupra bisericii tale și deschide izvorul Sfântului Botez, revarsă în această apă prin puterea Duhului Sfânt, harul Fiului Tău prea iubit, pentru ca prin taina botezului, omul făcut după chipul și asemănarea Ta, să fie curățat din tinarea păcatului și să învie ca o făptură nouă din apă și din Duh Sfânt. Doamne, Te rugăm să coboare în această apă puterea Duhului Sfânt, pentru ca cei care prin ea vor primi taina botezului, înmormântați fiind în moarte împreună cu Hristos, să învie împreună cu El la viața veșnică.
Doamne Dumnezeule atotputernic, izvorul și începutul întregii vieți a sufletului și a trupului, te rugăm, binecuvântează această apă pe care o folosim cu încredere spre a implora de la tine iertarea păcatelor și a dobândi ocrotirea harului tău împotriva tuturor bolilor și a uneltirilor diavolului. Dăruiește-ne, Doamne, harul ca prin îndurarea ta să ne bucurăm purul de apele vii și purtătoare de mântuire, ca astfel să ne putem apropia de tine cu inimi curate și să fim apărați de orice primește a trupului și a sufletului, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Dumnezeule atotputernic, la porunca ta, profetul Eliseu a aruncat sare în apele nesănătoase, cele au devenit api binecufăcătoare, cu adânc umilință te rugăm, binecuvântează această sare pe care tu ai creat-o și poruncește ca oriunde se va stropi cu apa în care s-a pus sarea binecuvântată, să fie alungată toată uneltirea celui rău, iar prezența Duhului Tău Sfânt să ne ocrotească neîncetat prin Hristos Domnul nostru. Și pentru a da viață. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. Binecuvântat ești Dumnezeule, Fiul unul născut, Iisuse Hristoase, care ai lăsat să-ți iasă din coastă sânge și apă, pentru ca din moartea și învierea ta să se renască biserica. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. Binecuvântat ești Duhul Sfânt, Dumnezeule, care l-ai uns pe Hristos cel botezat în apele Iordanului, ca noi toți să fim botezați în Tine. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. Ascultă-ne, Doamne, Părintele tuturor, și sfințește această apă pentru ca oamenii botezați în ea să fie curățați de păcate și să se nască la viața cea nouă a fiilor Tăi adoptivi. Te rugăm, ascultă-ne. Sfințește, Doamne, această apă pentru ca toți cei botezați în ea și în moartea și în învierea lui Hristos să devină asemenea Fiului Tău. Te rugăm, ascultă-ne. Sfințește această apă pentru ca aceia pe care i-ai ales să se renască din Duhul Sfânt, să intre în sânul poporului Sfânt. Te rugăm, ascultă-ne. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule atotputernic,
care ai binevoie să ne sfințești în Hristos, apa vie a mântuirii noastre și să ne renaști din El. Fă ca noi, care toți suntem întăriți prin stropirea cu această apă sau prin întrebuințarea ei, recâștigându-ne prin puterea Duhului Sfânt tinerețea sufletului, să umblăm necontiniți pe viața cea nouă, întrunuirea vieții, prin Hristos, Domnul nostru. După marea ta bunătate, amată, bebe.
Gloria Domnului răsare deasupra ta. Citire din cartea profetului Isaia. Ridică-te, luminează-te, Ierusalime, căci lumina ta vine și gloria Domnului răsare deasupra ta. Căci iată, întunericul va acoperi pământul și bezna popoarele. Dar peste tine va răsări Domnul și gloria Lui se va vedea deasupra ta.
Vor umbla neamuri la lumina ta și regi în strălucirea zorilor tale. Ridică-ți ochii împrejur și privește. Toți se adună și vin spre tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe brațe. Atunci vei vedea și te vei lumina. Îți va bate inima și se va lărgi, pentru că belșugul mării se va întoarce la tine și bogățiile neamurilor vor veni la tine. Vei fi învăluită de o mulțime de cămile, de cămile tinere din Madian și din Efa. Toți din Saba vor veni și vor aduce aur și tămâie și vor aduce laude Domnului. Cuvântul Domnului. Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne. Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne. Dumnezeule, dăruiește-i regelui judecățile tale și înzestrează-l pe fiul regelui cu dreptatea ta. Și el va judeca poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu nepărtinire. Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace, până când va fi luna. El va domni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne. El îi va elibera pe săracul care strigă și pe sărmanul care nu are ajutor. Va avea milă de cel sărac și de cel sărman și va mântui sufletele sărmanilor. Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne. A doua lectură este din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, poate ați auzit de economia Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi. Prin revelație mi-a fost făcut cunoscut misterul care nu a fost cunoscut fiilor oamenilor din celelalte generații, așa cum este revelat acum Sfinților Săi Apostoli și Profeți prin Duhul. Că păgânii sunt împreună moștenitori, formează un singur trup și sunt împreună părtași ai promisiunii în Hristos Iisus prin Evanghelie. Cuvântul Domnului. Alleluia, alleluia. Aleluia! Am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm Domnului. Aleluia! Aleluia, aleluia. Domnul să fie cu voi. Și Domnul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne.
După ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată că au ajuns la Ierusalim niște magi din răsărit și întrebau, spunând, unde este regele nou născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să-l adorăm. Auzind aceasta, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Adunându-i pe toți arhiereii și cărturarii poporului, a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Hristos. Ei i-au spus, în Betleemul Iudeii, căci așa este scris de profet, și tu, Betleem, pământ al lui Iuda, nici de cum nu ești cea mai mică dintre cetățile de seamă ale lui Iuda, căci din tine va ieși stăpânitorul care va păstori poporul meu, Israel. Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul precis când li s-a arătat steaua. Și, trimițându-i la Betleem, le-a spus, mergeți și informați-vă cu exactitate despre copil și când îl veți fi găsit, faceți-mi cunoscut și mie ca să merg și eu să-l ador. După ce l-au ascultat pe rege, au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor, până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Când au văzut steaua, au fost cuprinși de o bucurie foarte mare. Și, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat și, deschizând tezaurele lor, i-au oferit daruri, aur, tămâie și smirnă. După ce li s-a revelat în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat pe alt drum în țara lor. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase! Cenici, părinți concelebranți, iubiți credincioși. Mai întâi vreau să fac câteva considerații pe marginea ritului pe care l-am săvârșit la începutul acestei Sfinte Liturghii, Sfințirea Apei. Toți știm că astăzi, în popor, se spune că este Bogoteaza, Biserica Soră Ortodoxă, Biserica Greco-Catolică, se sfințește cu solemnitate apa. Și noi am făcut acest lucru, sfințind apa cu un ritual deosebit față de cel folosit în zilele de duminică. Deși în Evanghelia de astăzi nu se vorbește despre botezul lui Iisus, așa cum se vorbește în Evanghelia pe care o citesc frații noștri orientali, totuși sărbătoarea noastră are ceva în comun. Pentru că astăzi, așa cum recităm și la breviar, la laude, rugăciunea de dimineață și de seară, vesperele, preoții și persoanele consacrate, se spune trei evenimente celebrăm în această zi sfântă. Astăzi steaua îi conduce pe magi la iesle, astăzi este schimbat în vin apa în vin la nunta din Cana, astăzi Hristos este botezat de Ioan în râul Iordan spre mântuirea noastră. Așadar, trei revelații, trei descoperiri, așa cum vrea să spună și numele sărbătorii de astăzi, Epifania, revelarea Domnului, descoperirea, arătarea Domnului, cu referință precisă la magi. Dar venind la ritualul și pentru a înțelege că și noi suntem în comuniune cu toată creștinătatea, am celebrat ritul Sfințirii Apei, pentru că în primele veacuri, cel puțin se notează că prin secolul al IV-lea, era obiceiul ca în ajunul Epifaniei să se binecuvânteze cu solemnitate apa
și se făcea cu cântarea litaniei tuturor sfinților și cu introducerea crucii sfinte în apă, așa cum facem în noaptea de Paști, înainte de a renui făgăduințele de la botez, când cu o rugăciune specială se binecuvântează apa și apoi se introduce lumânarea pascală în apă. Și astfel, prin această introducere a crucii în Antichitate, se simboliza tocmai coborârea puterii mântuitoare a lui Hristos în elementul creat, apa. Și această apă apoi era folosită pentru ca oamenii să se însemne, fie când făceau semnul Sfintei Cruci, să sfințească, să stropească casele lor, diferite obiecte, și apoi pentru a fi la îndemâna tuturor, recurgând la această apă, tocmai pentru a implora ajutorul Domnului spre îndepărtarea duhurilor rele. Această practică a rămas în biserică mult timp și până la reforma liturgică de la Conciliul Vatican al II-lea, când s-au despărțit, de fapt, aceste două sărbători, Epifania, care evocă venirea magilor pentru a-L descoperi pe Hristos, și botezul Domnului, care se celebrează într-un alt moment, de obicei la o săptămână după ce are loc Epifania, așa cum va avea loc duminica viitoare în Biserica Catolică. Dar, de fapt, săvârșim și avem același motiv de a invoca puterea lui Dumnezeu asupra apelor, pentru ca, într-adevăr, pornind de la apă, să avem viața și să ne potălim nu numai setea trupească, dar mai ales acea sete după Dumnezeu. Auziți și ați văzut, poate evocând în aceste zile, în mijloacele de comunicație, diferitele ritualuri care se săvârșesc în Biserica Soră Ortodoxă, cu sfințirea solemnă a apelor și mai ales a râurilor. Acele localități care se află pe malurile unui râu, se merge în procesiune și acolo se binecuvântează apa și tot referința cu introducerea apei, introducerea Sfintei Cruci în apă, are loc acea aruncare a unei cruci de lemn în ape, tocmai pentru a invoca ajutorul lui Dumnezeu asupra elementelor naturii, arătând că prin venirea lui Iisus, prin botezul lui Iisus, toată creația a fost recreată. Toată creația este chemată să fie reînnoită. Și acest gest este, sigur, un gest simbolic, dar vrea să arate tocmai că mântuirea lui Hristos se extinde la toată omenirea, la toată creația. Totul trebuie să fie reînnoit în Hristos. Așa încât ne legăm și noi de această sărbătoare, amintindu-ne că astăzi avem la dispoziție această apă binecuvântată pe care o veți purta în casele dumneavoastră pentru a fi acolo la loc de cinste și la care să recurgeți ori de câte ori veți avea nevoie, dar amintindu-vă de câteva lucruri pe care ni le sugerează și liturgia cuvântului de la această liturgie, Epifania Domnului. Așadar, Epifanie, un cuvânt de origine greacă care vrea să arate descoperire, manifestare. În noaptea de Crăciun am evocat prezența păstorilor care, anunțați de un înger, au venit și l-au descoperit pe pruncul dumnezeiesc. A fost o revelație directă, o comunicare directă din partea unui înger și păstorii au pornit în grabă și l-au găsit pe pruncul divin pe care l-au adorat. Astăzi, la 12 zile de la nașterea lui Iisus, și cifra 12 nu este întâmplătoare, este un număr simbolic, ne arată alți călători care vin de data aceasta, nu din revelație directă, dar printr-un semn. O stea care le apare și care prevestește celor trei magi care vin din răsărit că s-a întâmplat ceva deosebit. Așa cum era credința în acel timp, în timpul dinainte sau pe timpul nașterii lui Iisus, toată omenirea, nu numai poporul evreu, avea presentimentul că va veni un personaj extraordinar,
că va veni cineva deosebit pe pământ. Și atât acești magi, care se spune că erau astrologi de meserie sau cercetau mersul stelelor, descoperă o stea pentru care pentru ei însemna ceva. Și de aceea au pornit la drum, având și ei convingerea că această stea nu este întâmplătoare, ci este indicatoarea unui eveniment. Și astfel că călăuziți de data aceasta nu printr-o revelație directă, dar printr-un semn al naturii, pornesc la drum, ajungând aproape de locul unde aveau să-l găsească pe acest personaj deosebit, pe Mesia. Numai că ajungând la Ierusalim, steaua dispare, nu mai strălucește așa cum a strălucit de-a lungul drumului lor. Și totuși nu s-au descurajat, au mers mai departe, au căutat, chiar cu oamenii care ar fi trebuit să știe de ceea ce s-a petrecut la Betleem, și în sfârșit ajung la Estlea din Betleem, unde îl descoperă pe Iisus. Dacă pentru păstori nu avem o sărbătoare deosebită, pentru magi, iată, intră aproape ca o sărbătoare. Epifania se suprapune sau cuprinde acest eveniment al celor trei magi care sunt evocați într-un mod deosebit. Ce s-a întâmplat cu acești trei magi? Sigur că au venit, l-au descoperit pe prunc, l-au adorat și spune Evanghelia că i-au oferit daruri, aur, tămâie și smirnă. Și apoi, pe altă cale, s-au întors la locul de unde au venit. Dar ceea ce ne interesează poate în acest moment al dispariției stelei strălucitoare și găsirea pruncului este faptul că au dat de oameni care erau cu scripturile în mână, erau mai mari preoților de la Ierusalim, era Irod, erau învățații care zi și noapte studiau scripturile și spre surprinderea magilor au constatat aceștia că tocmai cei care studiau scripturile nu știau de ceea ce s-a întâmplat în acele zile în apropierea Ierusalimului. Ei care erau chemați să explice și să alimenteze mesianismul sau dorința după Mesia, erau reci, erau indiferenți. Și iată, alți oameni care nu aveau scripturile, dar care erau deschiși pentru adevăr, l-au găsit pe pruncul dumnezeesc, l-au recunoscut în acel copil pe Dumnezeul cel adevărat. O legendă spune că odată trei negri se certau care religie a lor este mai bună și neajungând la o înțelegere au apelat la un bătrân. Iar acest bătrân la rândul său le-a spus: ascultați la mine o poveste, o realitate. Iată, aici este un deal, iar dincolo de acest deal este un izvor cu apă. Puteți ajunge în trei feluri la acea apă, fie urcând direct pe acest munte sau deal și trebuie să cărați cu voi fructe, pentru că ajungând acolo veți căpăta apă dacă veți duce fructe în schimb, dar este un drum foarte anevoios, foarte greu și gândiți-vă că trebuie să urcați cu o greutate în spate. Mai este un drum prin dreapta, cei drept este un drum mai lung, cu bolovani, dar tot acolo va ajunge acel drum la fântâna cu apă, dar de asemenea trebuie să purtați fructele cu care veți, în schimbul cărora veți primi apă. Și este drumul prin stânga, foarte lung, mai lin, mai ușor, dar tot acolo ajunge. Dar fiți atenți că atunci când veți ajunge acolo, omul de la fântână nu vă va întreba pe ce drum ați venit. Vă va întreba: ați adus fructe? Fructele sunt bune? Ei, această povestioară vrea să ne arate că sunt diferite moduri de a ajunge la Hristos, la Dumnezeu. Au fost, de exemplu, păstorii care au avut un drum foarte scurt, poate câteva sute de metri. Au fost magii care au trebuit să parcurgă drum foarte lung și foarte periculos, dar nu s-au descurajat. Și există drumul pe care trebuie să-l parcurgem și noi, poate foarte lung, anevoios, dar nu trebuie să pierdem din vedere că ajungând la locul căutat,
trebuie să fim pregătiți pentru a ni se descoperi ceea ce căutăm, adică lumina lui Dumnezeu. Această povestioară, dar și istoria magilor, ne arată că și noi suntem mereu în căutare sau trebuie să fim ca magii, să fim ajutați fie de elementele din natură pe care trebuie să le interpretăm în mod corect și care ne conduc spre adevăr, dar mai ales să nu uităm ceea ce aveau la îndemână mai mari poporului, din poporul izraelit, Scripturile. Pentru a ajunge și a-L găsi pe Dumnezeu, avem Sfânta Scriptură la îndemână, avem Cuvântul Domnului, care ne arată și ne propune cum trebuie să fie căutarea noastră, cum trebuie să fie dorința noastră fierbinte de a-L întâlni pe Dumnezeu. Pentru că, așa cum, ca și pe timpul nașterii lui Iisus, erau oameni care știau Scripturile și erau indiferenți, putem fi și noi să avem Scriptura, să avem mai multe Biblii în casă, dar să nu-L găsim pe Dumnezeu. Și în schimb, alții, poate care nu fac parte din biserică, poate mari păcătoși, să fie mai asidui în căutare, în a-L căuta pe Dumnezeu și să-L descoperi înaintea noastră. Ne amintește această sărbătoare că nu este suficient să purtăm eticheta creștin-catolic, pentru că ca să-L avem pe Dumnezeu sau să fim aproape de Dumnezeu. Viața noastră este un continuu pelerinaj, un drum continuu de căutare, chiar printre pericole, chiar în mijlocul unor greutăți, pentru a-L găsi în fine pe Dumnezeu. Și cei care caută, sigur, vor merge cu bucurie, se vor întoarce înapoi cu bucurie la casele lor. Evanghelia nu ne spune că cei trei magi care erau din neamurile păgâne, erau poporul evreu și tot ceea ce nu era evreu, în acea perioadă se numeau popoare păgâne. Evanghelia nu ne spune că s-au convertit la iudaism sau că s-au făcut creștini. Au rămas mai departe din categoria popoarelor păgâne, dar L-au descoperit pe Dumnezeu și s-au întors cu siguranță schimbați acasă, s-au schimbat total în ceea ce privește gândirea și modalitatea lor. Tot așa spune o povestioară că despre cei trei magi care aveau vârste diferite. Baltazar era cel mai tânăr, Melchior era de vârstă adultă și al treilea mag era bătrân. Și fiecare intrând la Iisus, bineînțeles, a intrat cel mai bătrân și a găsit acolo în staulul din Betlehem un om bătrân, Fiul lui Dumnezeu, Hristos. Și au vorbit despre multe lucruri, de până în multe amintiri. A intrat și al doilea, care era adult, și a găsit acolo un personaj adult, Iisus, în puterea forței, cu care au discutat despre perspectivele de viitor, au discutat despre evenimentele din acea perioadă. Și în sfârșit a intrat și al treilea, cel mai tânăr, și a găsit acolo un Iisus tânăr. Au discutat și au făcut planuri tot așa de viitor. Iar după ce au făcut această vizită, discutând între ei, cei trei magi, cum a fost vizita lor, spre surprinderea lor au aflat că, de fapt, au întâlnit trei moduri de manifestare din partea lui Iisus. A apărut și bătrân, a apărut și tânăr, a apărut și adult. Concluzia de aici este că noi Îl descoperim pe Iisus cu sufletul care ne prezentăm înaintea Lui. Mergem înaintea Lui Dumnezeu, Iisus, pruncul născut în Betlehem, și se adaptează atunci și vârstei noastre. Suntem mai în vârstă, suntem în vârstă adultă, suntem tineri, suntem copii. Iisus, Dumnezeu, se adaptează după fiecare dintre noi și vrea să ne comunice același mesaj, că Dumnezeu este iubire, că Dumnezeu ne iubește mult, că Dumnezeu își pune încrederea în noi, are încredere în noi și ne încredințează același mesaj,
ca primind lumina și bucuria nașterii sale, să-L ducem tuturor. Iată, de la această descoperire deosebită de care au avut parte magii și la sărbătoarea noastră, și noi, astăzi, putem face o asemănare, am pornit de la casele noastre, venind la biserică, pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, aici în biserică. Am făcut un drum mai lung, mai scurt, mai anevoios, cu problemele pe care le ridică zăpada, dar am pornit pentru că suntem dornici să-L găsim mereu pe Dumnezeu în biserică. Iar aici ce am făcut decât ne-am îngenunchiat și îngenunchem în continuu pentru a-L adora pe Dumnezeu prezent în casa sa. Îl găsim și în casele noastre, dar într-un mod deosebit această biserică ne amintește de casa lui Dumnezeu. Îngenunchem și cu siguranță că n-am venit nici cu aur, smirnă sau tămâie, dar putem oferi toată bogăția sufletului nostru, sentimentele noastre, bucuriile noastre, durerile noastre, preocupările noastre, pe toate le primește Iisus și spre fiecare dintre noi privește, indiferent de vârsta pe care o avem sau condiția socială pe care o avem. Important este că oferim din toată inima și vreau să cred că după o oră, o oră și ceva cât stăm în biserică, asemenea magilor ne vom întoarce acasă. Ne vom întoarce acasă poate încărcați mai mult, că L-am întâlnit din nou pe Iisus, că ne-a vorbit din nou sufletelor noastre, că vrea într-adevăr Dumnezeu să fie mereu alături de noi, să fie un Emanuel, Dumnezeu permanent cu noi. Iată, iubiți credincioși, semnificația unei sărbători care înseamnă descoperire, dar o descoperire mereu proaspătă și pentru noi. În Sfântul Augustin, în discursurile sale despre Epifanie, găsim un cuvânt foarte semnificativ. Și noi am fost conduși să-L adorăm pe Hristos cel adevărat, spune Sfântul Augustin, care strălucește în Evanghelie precum o stea pe cer. Și noi, recunoscându-L și adorându-L pe Hristos ca rege și preot, mort pentru noi, îl cinstim cu aur, tămâie și smirnă. Ne mai lipsește acum să-L mărturisim, începând o viață nouă, întorcându-ne acasă pe un alt drum decât pe cel pe care am venit. Și ce ne mai poate împiedica? Să avem, deci, curajul să devenim ceea ce trebuie să fim, adică și noi să fim purtători ai luminii care strălucește în întunericul acestei lumi. Amin. Și acum să ne mărturisim credința, cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-un Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, sub Ponțiu Pilat. A pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul
este adorat și preamărit și agăit prin proroci, cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților. Fraților prea iubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a arătat lumii întregi ca Mântuitor. Doamne Iisuse Hristoase, care Te-ai arătat în trup, binevoiește a Sfinții poporul Tău prin trăirea Evangheliei. Doamne Iisuse Hristoase, care Ai fost uns de Duhul Sfânt, eliberează-ne de orice rătăcire. Te rugăm, ascultă-ne. Doamne Iisuse Hristoase, contemplat de îngeri, dă-ne harul să gustăm încă de pe pământ bucuria împărăției Tale. Te rugăm, ascultă-ne. Doamne Iisuse Hristoase, care Ai fost vestit neamurilor, deschide inimile tuturor ca să primească mântuirea Ta. Te rugăm, ascultă-ne. Doamne Iisuse Hristoase, primit în lume, întărește credința bisericii Tale. Doamne Iisuse Hristoase, care Te-ai înălțat în mărire, aprinde în sufletele noastre dorul după cele veșnice. Te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule Atotputernic, primește-ne rugăciunile pe care cu încredere le înălțăm pentru toți oamenii, și dă-ne harul să umblăm în adevărul Tău ca fii ai luminii, prin Hristos, Domnul nostru. Să-i zicem toți, osana,
Hristos. Jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească. Te rugăm, Doamne, privește cu bunăvoință la darurile bisericii tale. Ea nu-ți mai aduce aur, tămâie și smirnă, ci pe acela care este simbolizat, jertfit și primit prin aceste daruri, pe Iisus Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amen. Domnul să fie cu voi. Și mi-e cu Duhul tău. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Vreme de nevic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este, să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne Părinte, Sfânt Atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci Tu ai descoperit astăzi taina mântuirii noastre în Hristos, ca să fie lumină pentru toate popoarele. Și când El s-a arătat în firea noastră muritoare, ne-a redat nemurirea prin noastră lucire a Dumnezeirii sale. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm inul măririi tale, zicând fără încetare. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Sabaot. Plină este cerul, plină e pământul, nemărirea noi, Osana, într-o ce-i de sus, plină e peste, Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura.
căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un plinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă în păcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francis, episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți-l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururile liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, că le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care vețuie și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Domnul tău. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatul lumii, care iei asupra ta păcatul lumii, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Hristos mă dea schimbând viața cea veșnică. Amin.
Întotdeauna și pretutindeni, ca să contemplăm cu privire curată taina la care ai binevoie să ne faci părtași și să o primim cu iubire tot mai adâncă prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cu, iată, slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. S-a făcut trup.
curate Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să ne vergi harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și cu cea lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerea lui Dumnezeu, care ești Mântuitorul meu, de asemenea în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrotește-mă pe mine, care sunt încredințați ție, vă mai rețin atenția puțin cu câteva anunțuri, puteți să luați loc. Duminica viitoare avem așadar sărbătoarea Botezul Domnului, sărbătoare ce deschide prima săptămână din timpul de peste an. Cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu și al Sfintei Liturghii, celebrând sărbătorile și solemnitățile din calendarul bisericesc, suntem chemați să-L cunoaștem mai bine pe Hristos și să trăim conform Evangheliei sale, ca buni creștini. Anul acesta, Miercurea Cenușii, va fi în ziua de 6 martie, Paștele pe data de 21 aprilie, Sărbătoarea Rusaliilor, Coborârea Duhului Sfânt pe 9 iunie, iar Sărbătoarea Trupul și Sângele Domnului, Joia Verde, pe data de 20 iunie. Astfel încât spunem tuturor drum bun în această călătorie de cunoaștere și aprofundare a misterului lui Iisus Hristos, Mântuitorul. Continuăm sfințirea caselor și binecuvântarea familiilor după programul stabilit și expus la fișiere. Ne-am bucurat în aceste prime zile să găsim familiile pregătite, chiar nerăbdătoare să primească binecuvântarea Domnului prin mâinile preotului care le-a vizitat. Mulțumim celor care ne-ați ajutat să distribuim plicurile și la acele familii de pe strada, scara sau din blocul dumneavoastră. Dacă aveți sugestii, propuneri sau există disponibilitatea de a contribui printr-o acțiune concretă la viața parohiei, vă rugăm să completați acel formular pus în plic alături de scrisoare. Cei care încă nu ați primit plicul, puteți trece și în timpul săptămânii pe la biroul parohial. Dacă aveți cunoștință despre vreo adresă nouă sau despre familii plecate din țară, ori mutate în altă parohie, v-am fi recunoscători dacă ne-ați anunța. În felul acesta vom putea ține la zi evidențele parohiei. Cine este dispus să ne susțină și anul acesta prin dirijarea celor 2% din impozitul pe salariu sau pensie către parohia noastră, este rugat să completeze formularul și să-l lase la biroul parohial sau la părintele care ajunge cu sfințirea casei. Astfel de formulare se găsesc și la biroul parohial. Vă mulțumim! Duminica viitoare vom relua pregătirea catehetică pentru mir. Îi așteptăm pe candidați nu doar la cateheza de după, ci și la Sfânta Liturghie de la ora 9:15. Îi rugăm pe părinți să vegheze și să conlucreze la buna formare religioasă și la bunele deprinderi ale celor care sunt și viitorul bisericii, nu doar al societății. Vă dorim o săptămână și o duminică binecuvântată. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Dumnezeu care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină, să reverse cu bunătate asupra voastră binecuvântarea sa și să vă întărească inimile în credință, speranță și iubire. Amin.
pentru că îl urmați cu încredere pe Hristos, care s-a arătat lumii astăzi ca lumină ce luminează în întuneric, El să vă facă pe voi lumină pentru frații voștri. Iar la sfârșitul peregrinării voastre pământești, să ajungeți la acela pe care magii călăuziți de stea l-au căutat și l-au aflat cu bucurie, lumină din lumină, Hristos Domnul. Și pe voi toți să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Haideți neamurilor toate să-i cântăm, să-i cântăm pe Hristos Mântuitorul, să-l lăudăm, să-l lăudăm. Betleem, El astăzi a venit, a venit, după cum de mult prorocii au vestit, au vestit. Sărici crai să-i bevesc, să-i bevesc, aur smirnă și tămâie, dăvăruiesc, tămâi dăvăruiesc.